De ce este important autorul? Iată, David, și-am primit genul ăsta de replică. Ce, frate, de ce nu cântăm cântarea lui Cutare? Da, este divorțat și recăsătorit de 2 ori, dar de ce nu cântăm cântarea lui? Că iată ce frumoasă este. Zic, nu, nu, să se odihnească. Da, David n-a fost și el curvar. Bun, dar David a murit. Sigur. Istoria i-a confirmat, Sigur. scripturile i-au preluat și David a fost un om după inima lui Dumnezeu care s-a și pocăit cu adevărat și a plătit prețul După pocăinței. cum știm, când cântările lui David au ajuns psalmi, într-o carte a psalmilor, deja trecuseră câteva secole după ce David nu mai Exact, era, proba timpului e importantă, trebuie să-l lăsăm pe compozitor să plece. Trebuie să avem cumva imaginea completă, cercul să se închidă. Iarăși facem, pentru că tot vorbim de liturghie, facem acest recurs, din câte eu înțeleg, mai ales în zona răsăriteană, textele fundamentale din liturghie și din molitfelnic în general sunt undeva din intervalul secolului 4-7. 4-7. Iar după aceea aproape sunt numai detalii. Deci nu numai că lăsăm să plece, ci lăsăm vreo câteva secole, nu ne grăbim. Să se dospească. Da. Problema noastră e că nu avem răbdare. Noi suntem aproape în duhul veacului pe care îl ducem în biserică, nu atâta prin ținută și, bun, la toate trebuie să fim atenți, dar el este adânc în mintea noastră, în mentalul nostru și de aceea riscăm ca în fiecare duminică să experimentăm ceva și suntem într-un laborator permanent, cum spuneam. Nu, să lăsăm să treacă proba timpului. Aș vrea să...